Municipiul Suceava a primit o ofertă de a face echipă cu orașul grecesc Pireu, principalul port maritim al Atenei, în antichitate, pentru desemnarea Capitalei Culturale Europene în 2021. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că în perioada 7-10 decembrie trebuie să meargă la București o delegație a primăriei Suceava, din care va face și el parte pentru susținerea proiectului Capitală Culturală Europeană în 2021. De asemenea, avem o solicitare din partea orașului grecesc Pireu să colaborăm cu ei și să ne susținem reciproc pentru proiectul de Capitală Culturală Europeană. Am trimis un răspuns urgent că suntem de acord, că suntem onorați de a fi parteneri. În măsura în care vom trece de etapa de preselecție, vom face vizite reciproce, schimburi culturale, vom colabora strâns să ne ajutăm pentru desemnarea câștigătorului, a adăugat edilul sucevean. Competiția pentru desemnarea orașului câștigător al titulaturii de Capitală Culturală Europeană în 2021 se dă între orașele din Grecia și România.